Filmul animat Wish, care este în acest moment produs de cei de la Disney, este ceva special. Iar asta vreau să vorbim despre motivul pentru care acest film este unul atât de special. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spulberați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Andrei Gaming, care zice: vreau să faci un video în care zici o posibilă dată de lansare al sezonului 3 din Gravity Falls. Well, Andrei, cel mai sigur nu vom mai avea un sezon 3 din Gravity Falls. So, filmul Wish este un nou proiect al celor de la Disney, iar acest film este unul care pare interesant din multe puncte de vedere. Acest film fiind pus în prim plan de către cei de la Disney și vorbindu-se despre el destul de mult în ultima perioadă. Disney este recunoscut pentru faptul că de-a lungul timpului a introdus o mulțime de villani, care mai de care mai weird și mai fioroși. Dar în ultimii ani, trendul acesta de villani care, dacă vreți, se pot lăsa cu traume, s-a cam diminuat așa la Disney, aceștia fiind înlocuiți cu villani mai relatable și care nu sunt neapărat atât de fioroși pe cât erau cei din filmele originale. Ok, la o primă vedere așa, filmul pare destul de predictibil overall. Dar lucrul care iese în evidență este, da, în mod clar, villanul. Avem de face așadar cu un villain mai special în acest film Disney. Și anume unul destul de diferit față de ceea ce am văzut așa la Disney în ultimii ani. Filmul Wish va fi de fapt metoda celor de la Disney de a sărbători 100 de ani de la apariția firmei Disney și cumva creatorii doresc să aducă ceva din epoca de aur, dacă vreți, a celor de la Disney, și anume o perioadă când villainii erau mult mai big, dar și animația era una de tip clasic și anume 2D. În acest film vom vedea aventurile prințesei Asha, care trăiește într-un regat magic al dorințelor, unde orice dorință oamenilor se poate îndeplini, aceștia trăind în armonie, dar și în pace de-a lungul timpului. Animația va fi interesantă în acest film și anume că ea este în mare parte CG. Dar pe lângă această parte de CG, ea mai include și părți care sunt desenate în stil clasic și anume în animație 2D. Bine, filmul nu va fi realizat în totalitate 2D, dar cu toate acestea, el este totuși ceva destul de diferit. Deși din ceea ce pare așa, avem o formulă tradițională și anume o formulă în care vedem o prințesă Disney care are un sidekick și care probabil va trebui să treacă peste ceva greutate pentru a reuși să se bucure de succes în această lume. Cumva, dacă este să ne gândim la acest personaj din plot în sine, acesta are puterea unui zeu. Și da, situația all in all este una destul de scary, așa. Ceea ce ar trebui în mod normal să ne facă să ne punem unele întrebări. Magnifico va fi practic villainul acestei povești, el fiind revealed ca fiind antagonistul principal al acestui film. Și anume, în doar 30 de secunde al acestui trailer, aflăm așadar mai multe despre acest antagonist și despre lucrurile pe care el le dorește în acest film. Avem așadar un villain simplu și anume un bad guy care apare direct în trailer, adică spre deosebire de alte filme Disney, care să avem un plot twist sau ceva traume care s-au transmis în familia protagoniștilor din generație în generație, acum avem pur și simplu un villain clasic realizat de către cei de la Disney. Aparent, acest villain are și un rol major în ceea ce privește dorințele pe care oamenii le fac, și anume că el este cel care decide care sunt dorințele care vor deveni realitate, dar și când aceste dorințe vor deveni realitate. Pe el, din ce pare deocamdată, din ce știm așa despre filmul Wish, lucrurile se vor schimba puțin. Acest film introducând un alt tip de villain, și anume un villain care va fi desprins dintr-o altă era. Un villain mult mai big decât cei cu care am fost obișnuiți așa în filmele de la Disney. King Magnifico a fost descris deja de producători ca unul dintre cei mai mari villainii celor de la Disney din istorie, iar chestia asta atrage din nou foarte mult. Kind of, if you think about it, îți dai seama și de ce. Pe măsură ce trece acest trailer, practic el este iubit de oamenii săi, are o abilitate care îl face extrem de puternic și bineînțeles este și villainul. Acest lucru face ca treaba Ashei de a-i convinge pe ceilalți că el nu este ceea ce pare și că este de fapt villainul acestei povești, face ca tot plotul acestui film să fie destul de interesant din acest punct de vedere. Și da, e posibil să avem aici de-a face cu un villain destul de puternic, așa, overall. All in all, așa, faptul că Disney se întoarce la un villain clasic, cred că este cea mai interesantă parte, așa, în filmul ăsta. Lucru pe care Disney nu l-a mai făcut de foarte mult timp. Ceea ce, din acest punct de vedere, ar putea ca filmul să iasă destul de mult evidență și să fie apreciat pentru acest lucru. Sincer să vă zic, cred că Disney poate chiar și pe viitor să mai facă acest lucru și anume să mai încerce cu un villain nou sau să mai experimenteze. Dar e bine că mai încearcă și cu villain din ăștia mai clasici, astfel încât să scoată așa tot ce e mai bun din filmele lor. Dar și să mulțumească audiența pe cât posibil. Vom vedea ce se va întâmpla în acest nou film Wish, iar dacă tot am vorbit azi despre un film, uite aici un clip în care vă prezint ce se va întâmpla mai departe în următoarele filme care vor apărea cu Transformers. Ia băgați un tap aici ca să vedeți despre ce e vorba.